Dragilor, de aici, de la Londra, sunt în căsuța unei bătrânele din Singapore, care are o grădină foarte mică în fața casei, de 4 metri pe 1 metru, 1,5 metri. Și vreau să vă arăt ce a reușit să facă femeia asta în lockdown, adică în izolare, din grădina ei. S-a părut foarte interesant. Cât de frumos am podobit femeia asta. Întreaga grădină, în 5 luni de zile, mi-a spus că din lipsă de ocupație și ca să aibă o minte sănătoasă și să facă ceva pozitiv. Ia uitați cât de frumos! Eu cred că dacă noi ne ocupăm mintea și timpul cu lucruri pozitive, nu ne vom simți negativ niciodată. Se poate. Trebuie doar să găsim drumul spre lucrurile care sunt frumoase și care ne dau o ocupație pozitivă.